Bună ziua și pacea Domnului nostru Iisus Hristos, Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Vrem să facem astăzi un cozonac, o plăcintă de cozonac. O să vedeți voi. O să facem altcumva cum făceam eu odată, da? Și așa, avem toate ingredientele și o să facem așa. Cu nucă, stafide și rahat, da? O să vedeți. Bun. Și avem așa. O să punem lapte, ulei, sare, avem făină și ouă și zahărul. Stai să iau și zahărul. Hai, dăm de acolo din aia zahărul. Da, adum o lingură. Așa să punem. Punem drojdia ca să o activăm, da? Avem laptele călduț, 400 de mililitri de lapte. Stai că nu-l pun tot odată. Lasă-l acolo. Punem drojdia. Eu am aici 11 grame la pli... A, nu, 7 grame, pardon. 7 grame drojdie la... drojdie uscată la plic. Pentru că n-am găsit. Asta am și asta fac acum. Laptele călduț neapărat. Punem o lingură de zahăr. Stai să punem așa. Asta se facă. Să fac. Las la mine acum. Vrei să frămânți tu? Păi tu știi cum să frămânți aici? Că trebuie să facem. După ce eu fac, după aia frământ, da? Că trebuie frământat. După ce eu pregătesc, nu bun. Nu mai lăsăm activat pentru că drojdia uscată se face și așa. Și acum punem două ouă. Întregi. Așa. De mililitri de ulei. Punem aici. Am pus 200 de mililitri de lapte și dacă mai trebuie, mai punem. Dacă nu mai trebuie, rămâne așa. Bun. Amestecăm toate astea aici. Să-mi aduci sâta de acolo ca să cer făina asta. Eu am aici 500 de grame de făină. Sâta, știi unde e sâta aia? Sâta. Care cernem al făina. Nu la știu unde e. Hai, nu la te rog, adu, că tu știi unde e. Gata? Păstușo, bună ziua și bine ai venit pe canalul ăsta de YouTube. Vreau să vă spun că Nora săraca este foarte răcită, da. De-abia mai vorbește. Și nu, ea spune săraca să nu prea vină în cameră, că nu, e răcită. Știți voi că nu, un om este răcit. Trebuie să suflă nasul, mai tușește și... nu. Bun. Am pus toate, da? Ouă, zahăr, ulei, sare. Ai văzut? Era să uit. O jumătate de linguriță de sare. Nu, cu sarea asta nu mă descurc nici deloc. Așa. Sare și acum cernem făina. Să vedem cât cuprinde. Dacă mai trebuie lapte, mai punem. Dacă nu mai trebuie, nu mai punem. Da? Am trebuit acum o lingură de lemn. Nu, bun, am pus făină. Mai punem. Punem făină. Dacă mai trebuie făină, mai punem. Da? Dacă nu mai trebuie, nu mai punem. Normal, 750 de grame rețeta ai. Da? La făină. Eu am avut aici 500 de grame. Că n-am pus tot laptele. De aia.
Dar eu am zis ca să încălzesc lapte, ca să am aici, ca să... Nu, dacă în cască mai trebuie, dar cred că nu mai trebuie nici lapte, sau poate un pic de făină mai trebuie. Eu am înțeles că rețeta asta e foarte veche, prieten, foarte veche. Așa m-am uitat eu pe YouTube, că e foarte veche. E o rețetă de 100 de ani. Acum nu știu dacă e adevărat sau nu. Facem cu mâna, că nu mai putem să facem cu lingura. Trebuie să îmi ia Nora să-mi aduci făină. Mai? Dar tu știi ce? Tu acum... Vii tu și frămânzi tu aici, da? Da, 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 frămânzi și asta nu se vede. Da. Mai bine merge pe masă aici. Mai bine frămânzi, da. Pe masă se frământă mai bine. Scânura e mai mare, știi? Ce vreau eu să fac, prieteni, hai să vă spun ceva, că am spus la Nora să ne iei niște tăieței, așa. Acum cât o fi cu ou, cât nu o fi... Așa, la repezadă, să nu mai, că nu, nu mai pot eu să fac așa tăieței și ca să avem imediat să punem la o ciorbiță, la ciorbe, nu la, la supe de găină nu prea merge. Vreau să-mi pun într-un bol, că vreau să vă spun că am făcut și eu o ciorbă, am avut carne de cocoș, de găină, cocoș am avut. Mamă. Și am făcut... o ciorbă cu mazăre, cu morcovi, cu... Să vă arăt aici. Am avut pieptul tăiat așa, bucățele. Noi nu mai tăiem așa, acum să-l punem așa mărunt aici. Țelină, care a cumpărat Nora, ardei gras, mazăre, să vede. Și acum o să punem niște tăiței și am zis să-mi fac o ciorbă. Știți voi că eu sunt pe ciorbele și nu, cine vrea să mănâncă pentru toată familia. Acum vreau să pun tăieței și ciorba noastră e gata. Să vedem acum de la cum ce am cumpărat. Eu, dar să vede că sunt galbeni. Hai să vă spun că era aproape, eu cred că... Aproape 3 euro, nu? Aproape 3 euro era pachetul ăsta. Hai să văd câte grame are. 500 de grame. Da, 4 euro, 3 euro, ce mai? 3 euro poate. Dar văd că sunt galbeni așa. O, Doamne, dar fac acum cu punga asta, fac deranj. Lasă că nu-i problemă, fac deranj. Ce problemă să fie să fac deranj? Nu-i problemă. Mulțumesc așa. Niște tăieței acolo, în ciorba noastră, nu mai pun cu numul, ok. Nu te duc doar aici, mai fac? Nu, mai fac, bine, acum punem acolo în bot și lăsăm să crească. Și atunci revenim să vedeți cum facem. Îl pun aici? Da, pui un pic de ulei acolo. Da, ah, l-am dus de aici. Ce ai aici? Adu uleiul, l-am pus în dulap. Bine. L-am pus în dulap. Nu, bun, și acum... Bine, super, super, Marceli, bine. Lăsăm să crească. Gata. O oră și atunci... Ne venim, punem din asta așa. O pungă, stai să tai așa, că de-aia e. Mai fac mărere. Gata, hai să vă arătăm cum a crescut și aluatul nostru. Ia uitați cum a crescut de fain. Stai să vedem că după aia, să vedem când ne trebuie. La cine ești? Nu, hai. Ia că așa, aluatul nostru. E gata. Acum îl împărțim așa în două. Așa. Să știți că n-am avut
o lămâie, o esență, n-am avut nimic, eu am făcut așa, voi dacă aveți, puteți să puneți, da? Eu n-am avut. Și am uitat să spun la Nora. Lasă cum mă zic eu din asta am vrut să vă spun, că s-a dus odată Nora la Aldi și am uitat să spun ca să cumpăr zahăr vanilat, să cumpăr ceva lămâie, să punem coajă de la lămâie sau de la portocală, pentru că am uitat. Asta e. Și după aia, a doua oară, cum s-o mai trimit, pentru că foarte frig este la noi. Foarte frig. Și am zis, lasă, facem așa cum avem acum, că avem, avem de toate, uitați, e bun. Voi dacă vreți să faceți această rețetă, puteți să puneți, da, esențe, arome de care vă place. Bun. Și acum punem așa, unt 82% grăsime, da? Punem aici așa și ungem. Au, dar nu prea este așa. Trebuie să fie, dar facem așa, uitați. Mi-ar trebui un cuțit. Facem așa și cu mâna, nu are nimic. Așa. O să vedeți, voi, prieteni, că o să fie o bunătate. Cum să nu fie? Să-mi iau ceva, Nora, să mă șterg, să-mi iau un prosop ceva. Și acum punem deasupra puțin zahăr. Așa. O lingură jumate de zahăr. Nu, o să punem puțină nucă. Am făcut-o așa ca să nu fie chiar așa măruntă. Da? Pentru că mașina mea de care facem cu ea nucă, prea tare măcină. Și atunci dacă măcină așa tare, să face praf. Eu am vrut să fie mai așa, să găsim nuca, da? Mai... Uitați. Așa. Punem peste tot. Așa. Așa, nu? Să vedem, ora? Da. Nu, bun. Acum punem statul de... Ajungem așa să vedem. Nu că ajungem, dar mai e cu ceva altă. Hm? Hai, tai un pic aici, așa. Tai. Ca să punem. Eu am stafide din astea. Așa. Stafide cum sunt roșii. Astea? Uscate, nu? Da, uscate. Acum puteți, poate, că spuneți de ce nu i-ai pus la moiat. Lapte s-a pus. Lasă, nu. Și așa sunt bune. Așa sunt bune, și nu? Fac ei. Și așa, eu nu pun atâta, că nu le place la copii. Și acum punem rahat, da? Peste tot, așa. Stai că mai mult este verde decât... Dar acum, ce mai contează?
Nu mai contează, poți să se vadă așa frumos, știi? Ha? Să fie rahat, ce mai contează? Ce mai contează? Să fie rahat. Roșu, galben, albastru, ce verde, ce... Să fie peste tot, nu? Dar cum se face rahatul ăsta, știi? Acum, de unde să știu eu cum să faci rahatul? Pune-te pe YouTube acolo și vezi cum să faci rahatul. Da? Da, pe ce nu este acum? Ia să luăm și roșu. Pe bune, dar ce? Acum înveți orice. Pe YouTube poți să înveți orice. Cred că avem mult rahat. Da. Da, să ce avem acolo. Da, asta mi se nu am făcut foaia prai... Ce? Groasă, știi? Păi uite, nu mai pus. Mai pune la... Nu știu tu ce fac eu, nu mă iau eu după tine. Pune acolo, nu-i ce crezi tu aici. Ce? Da, nu-i ce crezi tu. Vreau mai mult rahat. Da. Da? Nu e aia ce crezi tu. Găsim rahatul. Că mânc rahat. Da? Da. Nu, bun. Eu cred că... Puteam să nu pun atâta, să mai iau din aluat, ca să nu fie gros, știi? Noi nu avem nevoie aici de atâta grăsime, știi tu? Așa. Bun, să vedem acum și a doilea. Ce vă câte rahaturi? Este, am făcut o cutie de rahaturi de trece. Ai tăiat o cutie și nu mi-e trebuie atâta. Tu ai făcut una, ai spus o trece ce? De cât tai? Deci am pe bine. Nu mai trebuia cu sucitorul preten, că uite ce fain e aluatul. S-a făcut foarte fain. Am tăiat aici o cutie din asta de rahaturi. Acum, aici ai tu. Mai vrei să-ți ajut aici ceva? Ce vrei să mai faci aici? Așa face. Păi nucă și păi rahat, nu? Da. Și da. A, păi rahat aici acum. Lasă-te, dacă mai rămâne, o punem înapoi acolo, în aia, și mai facem altă dată, da? Nu știu ce să mai rămân, acolo unt și bine. Am punem iar unt, așa, ungem în foaia cu unt. Da? Foarte bună și gustoasă la hatul ăsta. Dar și aici, mă. Și aici, mă. Așa. Iar nu ia noaptea. Acu regele, mă. Vreau să vă spun că am făcut o filmare prietenii, că s-a dus la Nora la cumpărături și am vrut să fac o filmare să filmăm. Dar a ieșit numai 8 minute și am zis la Abel să nu mai o pună, că este prea puțin. Știți, noi trebuie să facem 10 minute măcar, 10 jumate, 11 minute. Dar dacă numai 5-8 minute... Bun. Stai să mă duc să mă șterg pe mâinura. Gata. Acum punem nucă. Acum pun toată nucă asta, că la ce să mai rămână? Așa. Peste tot. Un pic de safide. La noi este un frig. Mamă, mai ales acum, nici nu știu câte grade, că era un frig azi dimineață. La mine acolo în cameră este foarte frig. Vreau să vă spun că foarte frig acolo. Am două pături pe mine acolo înăuntru, că mi-e frig.
Acum punem rahat. Iară. Așa, peste tot. Punem acum rahat în birșug. Acum ce să facem? Dacă Marcel a spus așa, ca să fac așa, să pun rahat. Nu, eu să pun. Să fie peste tot, rahat. Rahat mult, rahat mult, mult, mult. Doamne. Așa. No, acum ce spuneți voi? Și acum ce facem, prieteni? Ia uitați aici ce facem. Luăm coarda asta la altă, așa, ia ca așa, și acum răsucim iar. Da? Uitați cum răsucim. Uitați cum răsucim. Se vede ce faci. Răsucim. Hai să vezi tu, Marcel, ce fac eu. Răsucim, da? Răsucim. Și a rămas în rahat afară să mă duc. Hai, mâncă tu. Hai să mă mâncă, pun aici. Așa. Da? Închide bine cea că iasă după aia. Lasă că știu eu ce fac, da? Da? Da. Nu bine, Valeria. Nu iese, n-ai tu frică că nu iese. Și acum ce facem, prieteni? Hai să vă arăt. Și acum o tăiem așa în două. Ei, mamă! Ia uitați! Apasă bine, că dacă nu... Așa. Pe mijloc, da? Chiar că asta n-am mai văzut să faci. Așa. Pe bine, că dacă da. N-ai bine, acolo mai o dată apasă bine. Și acum, să vim aici așa că să se vadă, da? Lasă că trag de aproape. Răsucim. Trebuia să fac așa, știi? Așa. Da? Așa. Da? Iar venim tot așa. Ce mai iese, mai punem aici înăuntru. Da? Mai punem aici înăuntru. Luăm tava noastră, care am pus... În tăvuța asta? Da. Hai, mă. Și acum o punem așa. Aici așa, da? Poți nu aici, a? Da. Și acum, asta o lăsăm așa, că dacă în cască mai crește, știi? Ca să aibă... Armată crește, de-asemenea. Da. Și acum lăsăm vreo 10-15 minute să crească și o punem la cuptor, da? Bravo! Bun, prieteni, ia uitați cum arată. Acum o punem la cuptor. Uitați ce fain a crescut, da? O punem la cuptor la 180 de grade și vedem câte minute, da? Da, prieteni, hai să vă spun ceva. Ce era să nu fac și la fiul meu, la Marcel, să-i fac și lui o coardă de prăjitură. Vreau să vă spun că am mai frământat o tură, că am văzut că nu, pentru noi este puțin, da? Și eu știu că lui îi place foarte mult plăcintele și m-am gândit să-i fac și pentru el, da? Dar asta o să facem așa, coardă, cum s-ar spune, ruladă, coardă, așa se spune pe la noi, coardă. Și o să pun tot așa, cum am pus și la prima care am făcut, da? Chiar super. Nu, nu, chiar a ieșit super, uite. Să mai pun și zahărul ăsta, că ăsta e de la, știi, să fie dulce. Iată așa. Iată așa, tot așa am făcut niște stafide. Așa.
Nora, să facem o poză așa cum e acum. Și acum o rulăm. Așa frumos, da? Op. Că cade din ea. O facem noi ca să nu cadă, da? Toată nuca asta. O punem ea ca așa și nu cade. Asta punem așa. Așa. Aici o să punem mai avem mare folie de copt. Mai avem Nora. Da. Și acum punem o foaie de copt aici așa de hârtie. În tava asta mică că nu are rost ca să punem într-una mare. Și mai lăsăm aici să crească, o ungem cu ou. Și aia am uns-o cu ou, dar m-a scos-o imediat, prieten, că am uitat să o un cu ou. Și imediat, na, ia ca așa. Ia, uitați. Da? Super. Acum o lăsăm, o acoperim. Lăsăm să crească și asta și atunci revenim și cu prăjitura noastră care am pus-o la cuptor. Gata, prieteni. Ia uitați, gata și plăcinta noastră, cozonacul nostru, vedeți cum arată. E plin de nucă, e plin de rahat, stafide și mai avem unul aici. Hai să vedeți. Doamne, dar uitați ce moale e. E caldă. Și nu știu dacă o tai acum, e prea caldă, dar tot așa am făcut-o cum am făcut și asta. Dar dacă nu eram un pic atent până am făcut asta, a luat un pic, s-a făcut așa mai, știți, mai maronii, mai, uitați. Dar noi vrem să o tăiem, să vedeți cum arată. Am tăiat-o, prieteni. Uitați ce faină e. Să ia fâșii, fâșii. Foarte bună. Doamne. O bunătate, se topește în gură, vă spun adevărat. A luat un pic focul, n-am fost atent. N-am fost nici eu, nici Nora, pentru că n-are cine, n-avea cine să ne filmează. Și asta e. A doua oară când o facem, o facem mai bine, da? Trebuie să fim atenți. Noi vă mulțumim din suflet că sunteți cu noi, prieteni, vă iubim, vă îmbrățișăm și ne vedem la următorul filmuleț. La revedere!